Bună seara, dragii noștri! Iată-ne în fața dumneavoastră, așa cum v-am promis, în fiecare joi. Suntem în această seară în fața dumneavoastră cu o invitată deosebită, o voce minunată a folclorului mehedințean, o fiică a zonei. Am deosebită plăcere să invit în fața dumneavoastră pe Olguța Berbec. Bine ai venit, draga mea! Bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur că sunt alături de tine, alături de emisiunea care te reprezintă și, bineînțeles, alături de mehedințenii, mai ales muntenii care ne urmăresc. Da, așa cum tu spui, când s-a spus claca la această emisiune, am fost surprinsă prima dată, dar... Nu tu ai dat numele? Mi-aș fi plăcut să fiu eu cea care a dat numele. Domnul director a fost cu ideea și îl felicit pe această cale că a avut o idee minunată. Probabil că și-a dat seama că este denumirea care, așa cum spui tu, mă reprezintă cel mai bine. Acum sunt mândră că alături de mine sunt aceste fete și în fiecare seară, în fiecare joi seara, o să încercăm să aducem diverse activități în fața telespectatorilor. Nu doar aici, în platou, să încercăm să ne mișcăm și la ei în gospodărie. Suntem la început de drum și de aceea mai întâi facem așa introducerea la ceea ce va urma. Sunt convinsă că multe telespectatoare chiar asta fac în fața televizorului, pentru că e iarnă și e vremea lucrului de mână, să spun așa, vremea țesutului. Cu atât mai bine s-a ales această emisiune pentru că, zic eu, promovează ideea de clacă și ideea lucrului bine făcut, manual, de ce nu? Pentru că noi, cei care cântăm, cei care venim în fața telespectatorilor, avem întotdeauna nevoie de costume impecabile și trebuie să existe aceste femei, trebuie să existe oameni ca tine care să se ocupe de costumele populare, de recondiționarea lor, de crearea lor. Mulțumesc tare mult. Avem și un telefon. Să spunem bună seara. Alo? Alo, bună seara. Bună seara, bine ați venit la claca noastră. Vă spun bună seara dumneavoastră. În primul rând, lui Olguța Berbec. Bună seara. E una dintre preferații mei. Mulțumesc. Care, așa... Să-ți vreau și eu să fac o dedicație. Cu mare drag, vă ascultăm. Pentru cumnata mea, Rodica Grigore, de la Mehadia. Da. Județul Caraș-Severin. Da. Pentru tatăl meu și pentru mama mea, Ilie Șupăuna. Da. Pentru fratele meu, Ion Grigore, nepoțelul meu, Adi, și surioara mea, Nuta, de la Băleac, cu nepoțelele mele. Pentru familia mea, pentru Loredana și pentru dumneavoastră. Mulțumim frumos, la mulți ani pentru toți cei dragi și toate cântecele pe care Olguța Berbec le va interpreta în această seară să fie dedicate pentru dumneavoastră. Olguța, tu ai crescut aici, în zonă, și ai crescut cu lucru manual în familie. Da, să știi că ieri și azi a fost o desfășurare de forțe acasă la mine ca eu să port cămașa asta. Superbă! Pentru că am un prost obicei să achiziționez elemente de costum popular cu o zi sau două înainte de un spectacol sau o emisiune. Și primul gând este să le trimit la mama mea la Mărășești să mai schimbe câte ceva. Așa că ieri am trimis această cămașă pe care am cumpărat-o alaltăieri să-i schimbe lucrătura de la gât, pentru că era o culoare ce nu se potrivea. Am vrut neapărat să-ți cinstesc emisiunea cu cămașa cea mai dragă, pentru că, fiind cea mai nouă, zic eu că este poate și una dintre cele mai valoroase. Nu știu cum se vede acasă, dar mie îmi place foarte, foarte mult acum. E toată plină de mărgele, e verde, așa cum îmi place mie. Și verde cum sper să fie și primăvara mult așteptată. Este într-adevăr o ie superbă, porți un vâlnic frumos. Da, pot să spun și despre vâlnic, că l-am de la mătușa Ioana de la Stănești
Nu știu dacă ne vede. Am mai fost un pic lungit de mama mea, că era un scurt, dar e foarte frumos. Mi-e foarte drag și mă bucur că face echipă cu cămașa asta. Se asortează foarte bine vâlnicul cu cămașa. Așa este. Dragii noștri, vreau să vă spun că Olguța Berbec a fost prima interpretă care a avut încredere în atelierul meu și care a lucrat pentru prima dată un costum popular la noi. Întreg. Întreg. M-am bucurat tare mult și îți mulțumesc pentru faptul că ai avut încredere. Așa cum ești în această seară, telespectatorii noștri s-au obișnuit cu tine, cochetă. Așa cum spui tu, portul popular trebuie să fie la loc de cinste și când purtăm o ie să ne reprezinte așa cum suntem noi. La fel ca și hainele de zi cu zi, însă costumul are marele avantaj pentru noi, este că ne înnobilează și ne înfrumusețează. Eu cred că orice om care îmbracă un costum popular devine imediat mai frumos și mai valoros. Eu iubesc foarte mult costumele populare, am foarte multe și fiecare în parte are o poveste. Unele sunt cumpărate, altele primite, altele primite de pomană și așa mai departe. Să ascultăm un telespectator care dorește să vorbească cu noi. Alo, bună seara! Alo! Alo? Da, bună seara, vă ascultăm! Dedicația. Sunteți în direct, bună seara. Sărmâile. Vă ascultăm. Aș vrea să dau și o dedicație pentru mama mea. Da. Giovan Constanța. Da. Pentru mine Ion Petre. Da. Și pentru soiurile mele, Ionica, da? Și Vasilica. Pentru toți cei dragi dumneavoastră. Pentru mama, cu Olguța Berbec. Sigur, va cânta pentru dumneavoastră Olguța Berbec, cu mare drag în această seară. Iată că telespectatorii ne urmăresc și da, te iubesc pe tine. Este și normal, fiind fiica acestor locuri și reprezentându-ne cu drag în țară la festivaluri de folclor unde tu ai câștigat premii importante. Vorbește-ne puțin despre cel mai semnificativ premiu pentru tine. Cel mai semnificativ? Toate au avut un rol, toate au fost un pas în față. Fiecare la locul lui a însemnat încă o treaptă urcată către visul meu și către interpretul care sunt acum. Dar cred că cel mai important, cel mai reprezentativ, cel care a însemnat poate mai multe trepte a fost Maria Tănase de la Craiova. Festivalul Național de Folclor Maria Tănase. Am câștigat locul întâi în anul 2005 și a fost șansa mea de a colabora cu Televiziunea Națională, cu TVR-ul, cu doamna Elize Stan, cu doamna Mărioara Murărescu. Astfel, cred că am reușit să merg puțin mai repede în față prin acest premiu și nu numai, și prin celelalte. Sigur, fiecare are importanța lui. Să spunem bună seara. Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Bine ați venit la claca noastră. Alo? Aș dori și o ridicație. Sigur, spuneți. Pentru mama mea. Da. Tatăl meu. Sora mea. Și colegii de școală. Sigur, cu mare plăcere. Și pentru vecina mea, Olguța. Hey. Da, pentru că nu și-a dat numele, dar eu am recunoscut vocea, este vorba despre Aida Mustăcel, nu mă înșel, așa e, Aida? Da. Și pentru Alesia n-ai făcut o dedicație prietena ta, Alesia? Da, pentru Alesia, da. Pentru bătii ei.
Da, Alesia este nepoțica mea, fetița fratelui și mereu își petrece timpul cu Aida. Aida e un pic mai mare, dar sunt prietene bune. Mulțumim de telefon! Mulțumim frumos pentru telefon și te așteptăm într-o seară, uite, aici la claca noastră. Da. Ne-am propus să invităm alături de noi fete și femei care lucrează din toată zona de munte. Fiind la început, nu sunt așa dornice să vină fetele alături de noi, dar cred că până la urmă o să-și dorească să vină în fața telespectatorilor și să spună cât sunt de pricepute și să arate cât sunt de pricepute. Nu cred că este vorba de dorința pur și simplă de a veni, ci de reținerea și rușinea, într-un fel, a omului de munte de a-și expune talentul. De ce nu? Așa, așa. Preferă să lucreze fiecare acasă și să nu fie în vizorul camerelor de luat vederi. E Da. mai ușor așa. Avem un telefon să vedem, poate telespectatoarea sau telespectatorul nostru dorește să vină alături de noi. Alo? Cred că s-a întrerupt legătura. Ai dreptate, omul de la munte întotdeauna este mai reținut, ca să spun așa, să vorbească și să arate activitățile pe care le face. Dar să știi că noi ne-am propus să îi încurajăm, pentru că am umblat în țară și sunt puține locuri în care să găsești atâtea femei pricepute, așa cum sunt la noi în zonă. Atât la tine la Mărășești, unde femeile țes mai mult, cât și la noi la Ponoarele și toată partea de munte, unde femeile sunt foarte pricepute la cusut. Eu zic că merită aceste femei să fie cunoscute, să fie respectate, să fie răsplătite pentru munca lor și consider eu că MHTV și-a propus să scoată tot ceea ce este bun din această zonă în fața telespectatorilor. Dar eu chiar am fost surprinsă când am aflat că s-a înființat o televiziune nouă, tocmai la Baia de Aram. Și acum îmi dau seama că aveți ce arăta, pentru că sunt mulți interpreți buni și valoroși în zona de munte a Mehedinților și nu numai. Poate vor veni și cei de la Severin, cei de la câmp. Avem femei pricepute, așa cum sunt doamnele din această seară, copii talentați, care urmează să ne spună o poezie. Încă nu stai liniștită, nu-ți fac eu o surpriză. O să hotărască Oana când este momentul să reciți. Și revenind la idee, mă bucur că există MHTV. Eu ai văzut că am spus din prima, da, Oana, vin, cu mare drag, e o bucurie să fiu încă o dată mai aproape de oamenii muntelui. Olguța, tu de fiecare dată când a fost vorba despre orice organizare în zonă, ai răspuns cu da și ai fost alături de oamenii din zona noastră. Cred că de aceea ești iubită și respectată, nu doar de oamenii din zonă, dar și de toți cei din țară. Pentru că am fost alături de tine de câteva ori și am văzut publicul te iubește foarte mult și asta pentru că tu, la rândul tău, le arăți prin cântec și prin felul tău de a fi dragoste și respect. Mulțumesc frumos! Vreau și eu să cred că sunt îndrăgită. Desigur că simt lucrul acesta din ce în ce mai mult, odată cu trecerea timpului, odată cu maturizarea mea ca interpret și nu pot să spun că nu sunt copleșită uneori, mai ales de dragostea oamenilor de aici, după care eu tânjesc și e foarte important să fii plăcut, iubit, poate nu de toată lumea, dar de marea majoritate, mai ales de oamenii locului. Avem un telespectator pe fir. Alo, bună seara! Alo! Bună seara! Bine ați venit la claca noastră! Cine sunteți? De unde ne sunați? Alo! Severin. Da?
Vă ascultăm. La Drobeta Tom Severin. Da. Și vrea și o dedicație. Da. Pentru maica mea. Da. Și pentru mea Olguța Berbec. Cu mare drag, cu mare drag. Iată, telespectatorii sună și dedică melodiile tale și pentru Olguța Berbec. Mulțumesc frumos! La rândul meu vi le înapoiez cu tot dragul. Da. Vorbeam despre, spuneai tu despre copiii care stau pe lângă mamele lor, pe lângă bunicele lor, asistă la ceea ce fac ele, așa cum îmi amintesc că și eu făceam pe lângă bunica mea și mai făceam și câte o boacănă câteodată. Avem aici lângă noi o fetiță minunată, n-am făcut prezentările în această seară, ne-am luat cu vorba, pe lângă fetele mele pe care le-am avut și în emisiunea trecută, Veta mea de la atelier, cum îmi place mie să-i spun, și Uscra, da, că nu se putea altfel, avem o fetiță minunată. Cum te numești, puiule, ne spui? Martinescu Claudia Elena. Ia, da, să iei un microfon și să ne spui cum te numești. Așa. Martinescu Claudia Elena. Bravo, ce nume frumos. Ce faci tu acolo? Hai să lăsăm un pic munca, să stăm de vorbă. Ce faci tu acolo? Adun ghem. Adun un ghem, bravo. Cine te-a învățat să adun ghem? Că nu e chiar așa ușor. Mama ta, bravo. Și de cusut te-a învățat mama ta? Nu prea știu. Nu prea știu, dar o să înveți, ești micuță acum, da? Da, ne-ai pregătit o poezie? Da. Da? Și ne-o spui acum? Da. Ia să vedem, te ascultăm. Sonoroase păsărele de Mihai Eminescu. Eminescu. Da. Sonoroase păsărele pe la cuibor se adună, se ascund în rămurele, noapte bună, doar izvoarele. Doar izvoarele suspină pe când codrul negru tace, dor și florile în grădină dorm în pace. Trece lebăda pe apă, între trestii să se culce, fie țângerea aproape, somnul dulce. Bravo, foarte frumoasă! Dar tu ești la școală cu ele? În clasa 0. În clasa 0, foarte bine, bravo! Și îți place costumul popular? Da. Da? Bravo! Ai văzut că bunica ta lucrează, vine la atelier. Ce zici? Ți-ar place să lucrezi și tu? Da. Da? Ți-ar place? Bravo! Da, cred că mai bine ți-ar place să cânți până la urmă, nu? Da. A, sau să dansezi. Bravo! Avem un telefon în direct. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Sunt Gicu Duralea de la Rubina. Da. Am deosebită plăcere că în fața dumneavoastră aveți o solistă de muzică populară foarte drăguță, foarte, care o iubesc din tot sufletul meu, pentru că a cântat la fica mea la cununia civilă în Rubina. Mă bucur că nu m-ați uitat și acum... Și nu vă uit niciodată, că vă invit și când fac cu băiatul. Mare drag o să fiu alături de dumneavoastră. Vreau să fac niște dedicații. Vă ascult. În primul rând, aș vrea să-i fac o dedicație lui vecinul meu, Iuli și Mihaela, din Drobeta Tunul Severin. Și din partea noastră. Au vorbit cu dumneavoastră de v-a atât la cununia civilă a fiicii mele. Pentru nepoțica mea, Larisa Tania Brăbete, pentru fiul meu, Liviu, pentru fica mea, Nicoleta, pentru ginerele meu, Costel, pentru nevestica mea, Dumitra, da, pentru cel mai bun primar al comunii Bala, pentru șoferii mei, care fac la Veta, Motru Rudina, Trotea Ion și Marea Dumitru. Pentru dumneavoastră, doamna Olguța și doamna Oana Pervan, pentru părinții mei, și aș avea o rugăminte, de... m
Ba da, să-mi cântați și mie cântecul, dacă se poate, eu la nima nu-ți dător, doamna Olguța. Eu nu am un astfel de cântec în repertoriu. Este, din câte știu, din repertoriul doamnei Nina Predescu, dar poate când dumnea ei va fi invitat, o să reușiți să intrați în direct. Sau un cântec de iubire, vă rog frumos. Cu mare drag. Cu mare drag, da. Bine, vă mulțumesc, o seară bună și vreau să mai fac o dedicație la cuscrii mei, Tito și Ana Brădete. Cu mare drag pentru toți cei dragi dumneavoastră, Olguța, haideți să le cântăm telespectatorilor noștri. Cele cu flori mărunce, ca muntenșele de frunce. Pune la utari cântă, acolo e lume multă, cu ei am venit și eu. Florile
frumos râde și zâmbește, inima mi-o chinuiește. Of, de te-aș prinde, Ana, în brață. Hei, nu ți-aș da drumul viața. Foarte frumoase piesele tale, Olguța. Avem și un telespectator care este alături de noi. Alo, bună seara! Cred că o să revină telespectatorul nostru. Se întâmplă să se întrerupă legătura telefonică pentru că sunt atât de multe telefoane și pur și simplu oamenii intră cu noi în direct și nu știu din ce motiv se emoționează și e, iată că avem închid din nou un telefon. Alo, bună seara! Alo! Alo, bună seara! Mă numesc Culești Nicoleta. Bună seara, draga mea! Și vreau și eu să fac dedicații. Da? Pentru cine, puiule? Pentru familia mea, pentru părinții mei, da? Pentru toată lumea din statul Logoșa Cloșani și din Godeanu, pentru domn primar, pentru nașii mei și, bineînțeles, pentru dumneavoastră. Mulțumim frumos, puiule. Te așteptăm într-o seară aici. Și pentru? Și mai pentru frații mei. Și pentru frații tăi. Câți frățiori ai tu? Doi. Doi frățiori. Foarte bine. Să creșteți mari. La revedere. La revedere, puiule. Alături de noi mereu este Obârșia Cloșani, telespectatorii din Obârșia Cloșani și toată lumea face dedicație pentru domnul primar. Acum, așa o iubit să fac o fi... și eu pentru rudele mele de la Obârșia Cloșani. Sigur, pentru cu mare mătușa plăcere. Mea Elena Ticuș și Goriță Ticuș, cum este cunoscută acolo, unchiul meu. Îi salut, îi îmbrățișez. Salut și pe Remus, nu știu dacă este acasă și dacă mă aude, dar eu îi pup pe toți. Sunt convinsă că și dacă nu este acasă, o să-i transmită rudele, că doar știi cum e la noi, la țară. Imediat, dacă este o veste, știe și vecinul. Și apoi o să continui cu dedicațiile la celelalte rude ale mele, ca să nu se supere nimeni. O să încep de la Stănești, familia Duică, pentru mătușa Marina, pentru mătușa Ioana, cea care mi-a dat vâlnicul acesta superb, pentru Lică Berbec și pentru Mărioara, pentru Moașa Pantili, am enumerat toți frații lui tata, așa să nu se supere nimeni, așa. Pentru unchiul Zarie, care este pe uliță cu noi acolo, și pentru toți cei de la Mărășești mai ales. Cu mare drag, avem și un telefon din nou. Alo? Bună seara! Bună seara! Mă numesc Curtul Lucian din Valea de Sus. Da, puiule. Și vreau să fac și o dedicație pentru părinții mei, pentru bunicii mei, pentru nașii mei. Da? Și pentru toată lumea din Bala de Sus. Și pentru toată lumea. Așa e cel mai bine. Pentru toată lumea din Bala de Sus și pentru toți telespectatorii noștri. Eu am uitat pe cineva foarte important și nu pot să fac greșeala asta pentru că aș fi pedepsită. E vorba despre bunica mea, pentru mama Ioana și pentru moșul Titu. Se uită cu siguranță la noi pentru că ei oricum urmăresc toate emisiunile de la MHTV. Deci dacă n-au fost anunțați, eu nu i-am sunat. Cu siguranță acum o să fie surprinși că sunt eu aici și se bucură. Sunt convinsă că privesc foarte mulți oameni de la noi din zona MHTV. Să știi că fetele mele la atelier îmi spun, mereu, mereu privesc și Cucurigu și toate emisiunile de la MHTV. A venit așa ca o mănușă pentru zona aceasta. Da. Să mai luăm un telefon în direct. Alo, bună seara! Seara! Bună seara! Aș vrea și eu o dedicație pentru maică mea. Da? Alo. Da, vă auzim. Alo. Cred că s-a pierdut legătura telefonică.
pentru mama dumneavoastră, indiferent de unde ne sunați, cu mare drag, toată emisiunea din această seară. Se întâmplă să se întrerupă legătura, așa cum spuneam. Noi am adus aici, Olguța, cozonac, nuci, miroase mere. Foarte bine cozonacul. Da. Așa îmi spunea bunica mea că de mult, când se făceau clăcile, se dădea și mâncare. Se dădea și mâncare și se fierbea și o țuică și un vin. Țuica după emisiune, poate. Țuica după emisiune la noi, dar ei așa făceau și încingeau și hore și cântau și bârfeau. Acolo se întâlneau și ziceau, ai văzut pe cutărică? Ce? Atunci nu a fost era îmbrăcată? MHTV să afle toate știrile și mai bine făceau clăcile care erau un pic mai constructive și munceau și aflau tot ce se întâmpla în sat. Da, da, da. Păi, cred că aveau și clăcile rolul lor, în primul rând de a face munca pe care ele își propuneau că în fiecare seară aveau o anumită activitate. Și în al doilea rând să mai vorbească și de unul și de celălalt. Așa se nășteau și modelele frumoase, așa se nășteau și ideile străbunicilor noștri pentru costumele populare. Da, dacă urmărim costumele populare de demult, vedem că sunt foarte încărcate și nu prea găsești două la fel. Tocmai de asta eu vreau să cred că cele unicat n-au fost create la nicio clacă, ci în singurătate acasă pentru a nu se fura modelul. Da, aici ai dreptate. Mai cu seamă că ele erau foarte cochete și se pregăteau în fiecare an de Paște să apară cu o cămașă nouă, cu un costum nou. Mi-amintesc că spunea bunica, așa cum tu spui, că începeau modelul. Avem un telefon în direct. Discutăm după aceea despre asta. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, bine ați venit! De la Obârcea, Lupărescu Nicolae, v-a deranjat. Nu ne deranjați, bună seara! Vreau și eu să fac niște dedicații. Vă rog! În primul rând, pentru prietenul meu de la Mareșești, Dorel Berbec, care a mâncat o pâine amară la brutăria Obârcea Cloșani. Da. Nu știu cât de amară a fost, că era tiner și nu mai conta. Așa. Și pentru familia mea, fratele meu, soră, cumnat, cumnate, verișor, verișoare, nepot, nepoate, că să nu ne dau nume, și pentru cel mai iubit al meu aici din comuna, domnul primar Murdeală Iacob, da, că a făcut ceva în comuna noastră aici, da, și pentru tatăl lui Murdeală Cobiță, așa, și pentru toți angajații primăriei Vârșa Cloșani, da, și pentru consilierii, că cu aprobarea lor mai pot face ceva, pentru domnul Achim Costel, da, Gherghinescu Lucian, pentru Darap Gheorghe Darap Titu, pentru Achim Ovidiu, angajat la Baia de Aramă la primărie, da, pentru domnul primar Rafael Durărințu și pentru toți vânătorii din comuna mea de aici și din alte zone. Și pentru dumneavoastră. Mulțumim. Mulțumim frumos. Pentru domnul primar Rafael Dunărințu îi facem dedicație și îi mulțumim că de fiecare dată este alături de noi când apelăm la dumnealui și pentru domnul primar de la Obârșea nu mai spunem că deja a fost numit. Sunt prea multe dedicații deja. Da, dar se cuvenea sigur să fie amintit și domnul primar Rafael Dunărințu și eu îmi permit să îi dedic și doamnei Mihaela, soția dumnealui, această emisiune, pentru că sunt o echipă și pentru că, zic eu, se completează foarte bine unul cu celălalt, iar împreună au proiecte frumoase pentru locuitorii din Baia de Aramă și din împrejurimi. Sigur. Mai avem un telespectator care dorește să vorbească cu noi. Alo? Seara. Bună seara! Mă numește Andreea din Mătrusec. Da. Și aș vrea să fac și dedicații moșilor mei din Mărășești, Vasilica și Maria Toargă. Da. Părinților mei, tatălui meu, bunicilor mei și tuturor telespectatorilor. Cu mare drag și din partea noastră, puiule.
Iată. Pentru că au ajuns dedicațiile la Mărășești și eu rămăsesem cu ele tot la Mărășești, trebuie să salut părinții mei pentru că nu se poate altfel. Și pe Alesia, pe nepoțica mea, sufletul casei, care se uită cu siguranță acolo la televizor și așteaptă să ajungă acasă. Da, te-am văzut. Mi se spune că mai avem un telefon și telespectatorii trebuie să vorbească cu noi, că altfel se supără. Telespectatorii trebuie respectați înainte de orice. Alo? Alo, bună seara! Alo? Da, vă auzim, bună seara! Sunt Rodica, după cum spunea Oana cu emisiunea trecută, chiar mi-am propus să fiu alături în fiecare ediție. Iar noi ne bucurăm! Vreau să vă sărut. Da. Pe toate cele prezente din emisiune, pe doamna Orguță, Dumnezeu, pardon. Și dacă s-ar putea să cânte melodia acum, întreabă frunza de tei unde s-au dus animei. Da, este pregătită și o să fie în această emisiune. Rămâneți alături de noi până la final și o să o auziți. Vreau să dedic această seară tuturor cunoscuți și multă sănătate la toată lumea. Rodica, îți povestea bunica ta cum se făceau clăcile de mult? Eu știu pe Rodica de aceea. Câte ceva. Câte ceva, da? Și se cânta la clăci și mai mâncau câte ceva? Da, se discuta una alta, se muncea, se mai povestea, se mai... Așa. Cum ați povestit și dumneavoastră în emisiune. Sigur. Mulțumim frumos că ești alături de noi și așa să faci în fiecare seară, în fiecare zi să fii alături de MHTV, pentru că se discută și sunt informații din zonă. Și zic eu că este bine. Este... Alo? Avem din nou un telefon? Alo, bună seara! Bună seara! Suntem de la Mărășești. Da, bună seara! Vreau să facă și mie doamna Orguța o strigație de la Baia Mărășești și la toată familia mea și nevastă mea, lucrumată mea și lucrumată mea din la Boca și la toate neamurile mele din Mărășești. La toată lumea și pentru dumneavoastră, sigur. Și lui Capitita Vasile și lui Padre, cum se numește, vărul meu, și lui Nicolae. Da. Și cum? La toate neamurile mele din Mărășești și din Baia. Și ale mele totodată, unele dintre ele. Neme, mă numesc, dar da. V-am recunoscut oricum. Neme. E foarte ușor să recunosc oamenii după voce, pentru că eu cred că știu pe toată lumea, de la... mic la mare și e o bucurie să aud că sunt alături de noi în seara asta. Cu mare drag din partea noastră, nu se putea altfel, Olguța, pentru că, așa cum am mai spus, oamenii din zonă te iubesc și te urmăresc și sunt mândri cu tine și atunci când au ocazia vor să spună lucrul acesta. Mă bucur. Cu mare drag din partea noastră pentru toți locuitorii din Mărășești. Și nu numai. Și pentru cei de la Baia de Aramă nu trebuie să uităm, pentru că și dumnealor sunt convinsă că ne urmăresc. Și cred că ar fi momentul să cântăm. Tu hotărăști, tu conduci această emisiune, dar sigur. Au fost atâtea dedicații încât ne va fi greu să le onorăm pe toate până la final dacă nu cântăm mai des. Imediat o să cântăm, luăm un telefon și imediat o să cântăm. Alo? Bună seara, aș vrea să fac o dedicație bunicii mare care este în tatău, verei mele, mamei mele și fratelui meu, și cazului meu. Cum te numești, puiule? Ticuș de Mitescu Costi Nicolae. Da, bravo. Vezi ce bunică harnică avem noi aici? Da. Da? Tu o ajuți? O ajuți pe bunica? Da. Da? E poțelul Veta noastră de aici și nu minte, chiar o ajută. Da. Că dacă este nevoie să ducă, eu știu, ceva de lucru dintr-o parte în cealaltă. E bine să vină. Da, îi place tare mult. E curierul dumneavoastră? Da. Pe jos, da. Nu cu mașina, pe jos. Să le cântăm telespectatorilor noștri. Thank you.
întreabă frunza de tei, unde s-au dus anii mei, unde s-au dus anii mei, mă. Că eram floare, eram fragă, și la toată lumea dragă, și la toată lumea dragă. Of, ce se dau, anii înapoi se iau, cui să-i plătesc, să-i întineresc. Și-am să-ntreb un brad din munte, tinerețea unde se ascunde, tinerețea unde se ascunde. De-i tânăr și frumos, și nu-i pică frunza jos, și nu-i pică frunza jos, măi. Of, ce să dau, anii înapoi să iau, cui să-i plătesc, să-mi tineresc. Răspuns prin lume, tot mama vine și-mi spune, nimeni tânăr nu rămâne. Dar când vei avea copii, iar tu vei îmbătrâni, mulțumirea-ți vei găsi, măi. Of, ce să dau, anii înapoi să iau, să-i plătesc, să-i întineresc. Of, ce să dau, anii înapoi să iau, cui să-i plătesc, să-i întineresc. Portul cu care m-am brac, pădure de liliac, munții și zvorile, izverna bonoarile. Tot umblând prin gorj să cânt, îndrăgii și acest pământ, din Godeanu pe Părânt, ce frumos în cântec strâng. Și topolița, izverna și bistrița, plaiul novăcenilor și plaiul ploșanilor. Jiu și topolița, izverna și bistrița, plaiul novăcenilor și plaiul ploșanilor. Și la toți le-am povestit, de coloana infinit, de poarta sărutului, de pe malul Jiului. Lor le cânt ca pe la voi, o făcând ca la noi, ca să fac pot dintre munți, de la gorj în medii. De la Gorje Mehedinți, așa cum spui tu, Olguța. Este un cântec să luăm un telefon, care îmi place foarte mult mie. Și care oarecum exprimă drumul meu de la Mehedinți la Gorj. Imediat vorbim despre asta, pentru că este foarte important. Alo, bună seara!
Alo, vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara. Aș vrea să fac o dedicație. Da? Alo, bună seara. Te ascultăm, puiule. Cine ești? Aș vrea să fac o dedicație. Da? Pentru bunicii mei, pentru mami, pentru tati. Da? Pentru nașii mei. Așa? Și mă cheamă Bălățeanu Andreea din județul Izvelna. Așa, bravo, asta te întrebam. Pentru toți cei dragi ție, puiule, toată emisiunea din această seară. Vorbeam despre drumul de la Mehedinți la Gorj. Spune-ne, Olguța, deși cred că toată lumea din zonă știe cât de frumos ai dus tu cântecul de la Mehedinți la Gorj. Da, eu am pornit de aici, după cum bine ai spus și tu, că cei care mă cunosc știu lucrul acesta, că eu am început să cânt la Casa de Cultură de la Baia de Aramă, alături de domnul Nelu Barbu, pe care îl salut cu tot dragul și îi mulțumesc întotdeauna când am ocazia, pentru că niciodată nu este suficient și puțin să mulțumești oamenilor care te-au ajutat. Așa cum a fost în cazul meu, m-a ajutat domnul Nelu Barbu, apoi am continuat câțiva ani frumoși alături de grupul Lidiacul, condus de doamna Elena Mimiștran, că iarăși un om important în clădirea mea ca interpret. Pot spune chiar că baza am format-o în grupul doamnei Elena Mimiștran, pentru că am învățat să îmbrac costumul popular corect și frumos și să îndrăgesc obiceiurile din zona noastră. Sigur, te las să vorbești cu telespectatorii. Pentru că avem un telefon, o să spunem bună seara și o să continuăm despre această discuție. Alo, bună seara! Bună seara! Da, puiule! Vreau să intru în direct. Ești în direct, puiule, te ascultăm. Cum te numești? Ianina Marioara. Da? Și de unde ne suni? La Izvelna. Așa. Ai câteva dedicații? Pentru tine, bravo, da? Da? Frații mei? Da? Doamna alegătoarea mea? Așa? Larisa de la Gheorghești? Da? Pentru bunica mea și pentru bunicul meu. Și pentru bunica și pentru bunicul. Pentru soțul ei, Gheorghe. Cum are drag din partea noastră? Câți anișori ai? Cred că s-a întrerupt. Toți copiii sunt alături de noi, dar copiii lucrul sunt mesagerii. Lucrul acesta trebuie să mă bucure atât pe mine cât și pe tine, pentru că înseamnă că cei care cântăm, noi cei care cântăm, pentru că și tu te numeri printre interpreții de folclor, le insuflăm corect dragostea pentru muzica populară. Și atunci, pe mine mă bucură telespectatorii tineri și foarte tineri. Așa este. Ar trebui să vedem dacă și de această dată tot un telespectator tinerel este alături de noi. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Mă numesc Adela Bunceanu și sunt din Mărășești. Da. Și aș vrea să fac o dedicație pentru părinții mei. Da. Pentru bunicii mei, pentru sora mea, pentru mătușele mele și unchii mei, da. Pentru verișoarele mele și verișorii mei și pentru colegii de la școală. Cu mare drag din partea noastră. Mărășești este alături de noi, ai văzut. Vă mulțumesc, la revedere. La revedere, seară bună. Cu mare drag și din partea noastră pentru familia Cerbu, pentru Iulian și Mihaela și pentru fetițele lor. Ne sunt prieteni dragi, ne sunt alături, ne urmăresc, ne ceartă, da. Ne încurajează și asta pe noi ne bucură tare mult, pentru că rar întâlnești prieteni adevărați în zilele noastre. Vreau să te felicit pentru felul în care realizezi această emisiune. Nu am știut cum o să fie în postura de moderator, însă dau seama că te descurci foarte bine, ești foarte caldă în primul rând cu telespectatorii și lucrul acesta să știi că se transmite și dincolo de ecran.
iar numărul celor care te urmăresc este influențat, zic eu, și de felul în care tu îi abordezi. Răbdarea ta și calmul tău contează foarte mult. Fără să ai o pregătire în acest sens, cred că realizezi foarte frumos emisiunea. Îți mulțumesc tare mult, Olguța. Să știi că am avut emoții când mi s-a propus să fac lucrul acesta, pentru că, așa cum tu spui, nu am făcut nici cursuri, nici o pregătire pentru așa ceva. Numai că atunci când mi s-a spus că se va numi Claca, am simțit că este pentru mine și așa am zis da. Îți mulțumesc tare mult. La fel am spus și eu, da, vreau să realizez o emisiune atunci când mi s-a propus. A fost o nebunie la început, iar când am realizat că eu chiar trebuie să realizez o emisiune și să mă ocup de ea și să o conduc, am avut emoții și eram speriată tot timpul. Prima mea invitată a fost doamna Maria Loga și dumnea era mai speriată decât mine, pentru că eu nu aveam nicio foaie, nicio hârtie, nicio întrebare și îmi spunea: copilule, tu n-ai nimic notat? Nu, doamnă, vedem noi cum ne descurcăm pe parcursul emisiunii. Păi și ai tu tot acolo în căpșorul ăla tău? Da. Ei, atunci hai să-i dăm drumul. Și am avut emoții la început și chiar primele ediții a fost cu mari emoții, dar apoi a devenit o obișnuință și a fost atât de firesc, un lucru atât de normal pentru mine, încât mi-a părut rău când postul respectiv de televiziune s-a desființat pur și simplu și astfel mi-am încheiat cariera de moderator. Da, am fost la tine în emisiune și este foarte adevărat că aveai o emisiune foarte frumoasă, păcat că... Da, se emitea chiar și aici la Baia de Aramă și erau telespectatori care sunau atunci. Într-un fel, mă bucur că nu a trebuit să plec eu pur și simplu de la emisiune sau... să fiu înlocuită, deși nu era cazul, pentru că am avut o relație bună de prietenie cu conducerea. Timpul nu-mi mai permitea și era un efort și un maraton câteodată să ajung la emisiune. Este și normal, având în vedere activitatea ta destul de încărcată, ai foarte multe spectacole unde trebuie să fii prezentă, pentru că sunt atâția oameni care te așteaptă cu drag, iar tu trebuie să spui prezent ca să le satisfaci dorința lor de a trăi odată cu tine prin cântecele tale. Da, într-adevăr, programul meu s-a aglomerat foarte mult, încât trebuie să mă gândesc de două ori dacă accept un eveniment sau altul, pentru a nu le încurca, pentru a fi cât mai disciplinată. Da, respectând oamenii care te iubesc, așa o să pășești și mai sus și mai sus și sunt convinsă că la felul cum tu ai modelat cariera ta, la felul cum tu te-ai adresat oamenilor prin cântecele tale frumoase, o să rămâi în sufletele fiecărui om care te vede la un spectacol și o să-ți cânte cântece. Îmi doresc lucrul acesta. De fapt, aceasta este și strategia mea de marketing, să spun așa. Mereu îmi spun că la fiecare eveniment vreau să câștig cel puțin o persoană. Astfel voi aduna un număr foarte mare de fani, să spun așa. Da, da, da. Să luăm și telefonul ca să nu se supere. Alo, bună seara! Alo, bună da. Seara! Bună seara, vă ascultăm! Sunt de la Cepureni. Da. Și aș vrea și o dedicație pentru fetele mele. Da. Pentru prieteni, cumnați, cumnate. Și dacă se poate să vă dau fiica mea, pe fiica mea mare în direct. O ascultăm cu mare drag. Poate vrea să Alo. Ne cânte. Bună seara! Bună seara, puiule! Mă numesc Roxana. Da. Din casa de părinte, nu este să dau o dedicație. Te ascultăm. Pentru mami, pentru surioara mea. Da. Pentru nații mei, vecinele mele care în această seară sunt alături de dumneavoastră. Da. Pentru unchi, mătuși și pentru toți care mă cunosc și pentru dumneavoastră. Mulțumim frumos pentru toată lumea, cu mare plăcere. Iată că intră copiii, așa cum da. Vorbeam. Trebuie să te bucure lucrul acesta.
Ai public, ai public tânăr care îți va fi alături mulți ani de aici încolo. Îmi doresc ca MHTV să stea aici în Baia de Aramă atât cât o să pot eu să realizez emisiuni, iar după aceea, când nu o să mai pot să realizez eu o emisiune, să fiu înlocuită cu o fetiță tânără și să ducă mai departe. Cu Claudia, de exemplu, cea care este în platou acum. Da, da, ți-ar plăcea să faci o emisiune în locul Oanei? Când o să fii tu un pic mai mare. Să stai acolo pe scaunul principal și tu să pui întrebările și tu să fii șef aici. Da. Da? Gata, ți-am găsit înlocuitor. Peste câțiva ani poți să te pensionezi. Ținem cont să mai luăm un telefon. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Mă numesc Caru Voica din Mărășești. Da. Vreau și eu o dedicație pentru părinții mei de la Obușa Cloșani, Marina și Ion, pentru soțul meu și special pentru Orguța Bebe și toți din seara asta la dumneavoastră. Mulțumim frumos! Și multă sănătate și fericire! Mulțumim frumos! Voica este vecină cu mine la Mărășești, așa că toată ulița se uită la noi, să zic. Toată ulița. Sunt convinsă că toți se uită acum la MHTV. Deci și un public numeros. Și eu sunt convinsă de asta. Mai cu seamă că eu am dat zvonul peste tot, că o să vină Olguța Berbec. Chiar misiune. Și eu am postat pe Facebook, pe pagina mea de like-uri Olguța Berbec oficial, că sunt aici și știu lucrul acesta și alte persoane care poate nu recepționează MHTV, dar știu că există MHTV la Baia de Aram. Așa este, să mai luăm un telefon. Alo? Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Sunt Cristian Marila Motru. Da. Și aș vrea să fac și o dedicație. Cu mare drag, vă ascultăm. Pentru copiii mei, pentru soțul meu, Gheorghe, un soț minunat, pentru da. Moșii copiilor mei, Pădureanu, Mirela și Viorel, sunt niște moși minunați, nașii mei de la Ponoare de aceea de sus. Da? De la cine sunt nașii? Lui Dorușanișoara. Așa. Și pentru toți care mă cunosc. Cu mare drag din partea noastră, pentru Dorușanișoara, îi știu, sunt din Cracul Muntelui, de la mine. Spuneai de Facebook, să spunem telespectatorilor că putem fi urmăriți și pe Facebook, să intre și să ne urmărească. Cred că este cea mai bună modalitate de a ne face cunoscuți Facebook-ul în zilele noastre. Da, e aproape un mod de viață pentru multe persoane. Recunosc că și eu sunt pasionată de Facebook, mai ales că am în lista mea de prieteni peste 17.000 de oameni și atunci dumnealor așteaptă să vadă pe unde sunt, să vadă ce fac, să le spun bună dimineața sau noapte bună. E o certitudine că nu sunt singură niciodată. Când am un moment liber, intru pe Facebook și vorbesc cu prietenii. Așa este cel mai bine, zic eu, că astfel putem să ne facem prieteni de peste tot, pe care altfel nu toate zonele putea țării, să putem să promovăm tot ceea ce facem noi. Este foarte important această rețea de socializare, mai ales pentru cei care au ceva de spus, pentru tine, pentru mine, pentru toți oamenii care vor să-și promoveze munca într-un fel. E foarte ușor să o facă pe Facebook. Așa este. Mai avem un telefon. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Mă numesc Urbanoana Ștefania și sunt fata prezentatoare emisiunii Chilaca și vreau să fac o dedicație familiei mele, dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc, care vă urmăresc. Ștefania, tu ai sunat pentru că n-ai putut să fii în această seară cu noi, da? Aici, da. În platou. Așa este, da. Ștefania, fetița mea, își dorește tare seama. Mult să fie cu noi aici. În această seară n-am reușit să o iau pentru că, la fel ca și tine și eu, sunt pe ai venit drumul din altă și parte. Alerg, da? Și a fost tare supărată. Mi-a spus de când am plecat să știi că o să sun ca să fiu cu tine acolo.
Fetița mea, la început, când eu am început să fac costume populare... Era micuță când am venit eu prima dată la tine în casă, la atelier? Da, era micuță și mi se părea așa foarte ciudat ceea ce vreau eu să fac și nu punea absolut deloc... Pentru ea n-aveau nicio valoare. Dacă îi spuneam, uite, să face și ție, mami, o ie, să o porți, nu vreau. Acum, de un an și ceva, când a mai crescut ea și când și-a dat seama, începe să fie alături de mine și vine să în atelier. Să înfrăgească costumul popular. Da, și vine în atelier și vrea să învețe să coase. Pe mine mă bucură lucrul acesta. Consider că o să aibă cine să-mi ducă mai departe ceea ce eu am început. Asta e foarte bine. Da, avem un telefon în direct. Alo? 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 Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Vă ascultăm. De unde ne sunați? Tot cu Duralea de la Rudena, vă sună? Da. Am niște dedicații, că am mulți prieteni și foarte mulți de când am dat Camino Cultural de Rudena. Da. Și aș vrea să mai fac niște dedicații, dacă se poate. Vă ascultăm. Pentru doctorița mea de familie, Breazul Cleancu Tania. Da. Pentru soțul ei, Breazul Constantin. Pentru familia Cleancu. Da. Pentru cuscrii mei, Petre și Nicoleta de la farmacia Bala. Pentru domnul Videscu Dan din Bidimirești, prietenul meu intim și soția sa cu fetițele. Pentru nepotul meu de la Mojo, Brezu Iliuță, pentru soția sa, doamna profesoară, Brezu Nadea, pentru fetița lui, Brezu Roxana, pentru zina mea, Larisa Tania Brăbete, o nepotită am și o iubesc din toată inima că trăiesc. Să vă trăiască. Niciodată. Și pentru toți locuitorii comunii Bala, special pentru cel mai bun primar al comunei noastre, al primăriei Bala, și pentru Consiliul Local, pentru consilierii locali ai comunei Bala, și pentru toți prietenii mei care mă iubesc, și în special pentru Muticion din al mai bun cumnat al meu, care a ieșit la pensie, și Ionica. Vă mulțumesc, mă scuzați că am intervenit a doua oară. Nu este nicio problemă, noi ne bucurăm foarte bine că ați reușit să intrați și a doua oară, să nu uitați pe cineva că se supără după aceea și din partea noastră salutăm și pe domnul primar și pe toți locuitorii din comuna Bala. Sunt în fiecare seară alături de noi. Asta e foarte bine. Da. Vorbeam despre fetița mea care acum începe să guste din ceea ce eu fac acolo în atelier. Ulguța, spune-mi, te-ai gândit vreodată, văzând-o pe mama ta lucrând la război, să intri și tu când erai copil? Când eram mică, intram. Da? Sigur că făceam numai rele, dar intram întotdeauna. Iar apoi mama mea mi-a pus lucrul în mână, că nu s-a ținut de mine mult timp. Asta este altă poveste, pentru că am avut alte activități. Dar nu mi-este străin lucrul de mână nici acum, când este nevoie și... trebuie, îmi recondiționez și singură unele elemente de costum popular, cele la care mă pricep. Cele la care nu mă pricep, ajung la mama mea și dacă nici ea nu știe, ajung la tine. Și așa obțin un rezultat dorit, pentru că sunt un pic cam pretențioasă în ce privește costumul popular. Asta așa este, draga mea. Mai avem un telefon după care o să te rog să ne cânți. Da. Alo? Alo? Alo, bună seara! Bună seara, mă numesc Marilena Doman. Bună seara, draga mea! Vă felicit pentru emisiune și pentru ideea emisiunii cu placa. Mulțumim tare mult! Și alte obiceiuri din zona acolo. Vor mai fi și alte obiceiuri. Așa, te felicit și pe tine și vreau să te dau puțin pe Bianca. Mulțumim tare mult, Marilena! Alo? Bună seara! Bună seara, puiule, să crești mare! Aș vrea și eu să fac o dedicație pentru părinții mei și bunicii mei. Și pentru surioara ta? Da. Așa.
Și pentru studioara ta, dragă. Da, te auzim. Bună seara și succes la emisiune. Mulțumim tare mult, mulțumim. La revedere. Iată că Marilena Doman este o rudă apropiată de-a mea. M-am bucurat tare mult că mi-a fost alături pe parcursul activității mele cu atelierul și iată că și în această seară alături de noi are două fetițe și încearcă să le spună tot ceea ce știe ea despre tradiție ca să nu se piardă și să ducă mai departe ceea ce făceau bunicele noastre. Nu cred că se va pierde această zestre, pentru că există oameni ca tine, oameni ca Marilena, care insuflă dragostea pentru cultura țărănească, copiilor mai ales. Plăguța, nu știu dacă ți-ai dat seama, dar au trecut cele două ore pe care noi le aveam acordate pentru această emisiune. Îți mulțumesc tare mult că ai fost în această seară alături de mine, la începuturile mele, așa cum mi-ai fost alături și când am început cu atelierul. Și apoi tu te-ai dezvoltat foarte frumos, sper că și eu am avut un strop de noroc pentru tine, așa aș vrea să cred că și cu emisiunea vei avea succes și o să-ți port noroc și o să-ți fiu alături de câte ori vei avea nevoie. După emisiune discutăm despre alte proiecte de la atelier. Tu știi că eu mereu vin cu idei și cu dorințe și tu le transformi în obiecte de valoare și în realitate. Până la urmă, claca ta a fost o discuție continuă între noi două și telespectatori, iar doamnele au muncit, au făcut treabă, noi am stat de vorbă, n-a fost prea frumos. Data viitoare vorbiți dumneavoastră și adunăm noi ghemele. Da, dar până nu se încheie emisiunea, vreau să fac și eu o dedicație. Să luați microfonul ca să fiți și auzite. Pentru fratele meu Valerică, care e ziua lui duminică, vreau să-l felicit și să-i spun la mulți ani din partea mea și al unei nepoțelele mele, Claudița, Alicia Sânziana și nepoată sa Amalia Nicoleta. Multă și sănătate din partea și noastră, la mulți ani. Și la vecine, la fel, toate câte ce din seara asta. Pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Nu știu dacă eu am uitat pe cineva, dar îmbrățișez pe toți cei care s-au uitat la noi, cei care și-au răpit din timpul dumnealor pentru a ne asculta, pentru a vedea ce se întâmplă la Clacă. Îți mulțumesc încă o dată, Oana, că mi-ai dat ocazia să fiu alături de mehedințenii noștri dragi. Și eu îți mulțumesc încă o dată pentru că ai fost prezentă, dragii noștri. Iată că emisiunea noastră a ajuns la final. O veți urmări pe Olguța Berbec interpretându-vă încă două piese din frumosul ei album. Vă așteptăm și joia viitoare alături de noi. O să avem interpreți de valoare și activități, dragi dumneavoastră. Seară bună! Azi las în urmă ce-am iubit și sufletul mi-e pustit. Nu mai au rost păreri de rău, acela nu e drumul meu. Las nopțile mi care-am plâns și zilele mi care-am râs. Ce-i bun și tot ce rău, păstrez sărat sufletul meu, mai.
uit în inima și-n gând, dar nu mă mai întorc nici când. De-acu' înainte drumul meu nu se întâlnește cu al tău. Cât a fost bine și-am iubit, ai zis că nu ești fericit. Rămâi cu dragostile tale și uite cântece cele mele. Cât a fost bine și-am iubit, ai zis că nu ești fericit. Rămâi cu dragostile tale și uite cântece cele mele. Aștepți că nu mă-ntorc, chiar dacă ar fi să mor de tot. Să nu-mi strici numele vreodată, eu am ales o altă soartă. Las dragostea mea altă dată și eu pe cale neumblată. De mi-o fi bine, mi-o fi rău, mă știe numai Dumnezeu, mă. Las nopțile în care am plâns și zilele în care am râs. Las tot ce-i bun și tot ce-i rău, păstrez sărat sufletul meu, mă. Mințile, ție nu pot, nana, nu, că mi le-ai încurcat tu. La mulți, nana, puiule, le-am încurcat mințile. Ție nu pot, nana, nu, că mi le-ai încurcat tu. S-au schimbat. La mulți, nană, puiule, le-am încurcat mințile. Ție nu pot, nană, nu, că mi le-ai încurcat tu. La mulți, nană, puiule, le-am încurcat mințile. Ție nu pot, nană, nu, că mi le-ai încurcat tu. La mulți, nană, puiule, le-am încurcat mințile.